Din toată inima este bine să ne unim cu toții, să-L onorăm pe Cel care este Dumnezeu, Creatorul nostru, care merită să fie onorat, pentru că, uitați-vă, suntem încă în vremuri de pace, nu știu cât vor dura, suntem în vremuri de har, nu știm cât vor mai ține, suntem binecuvântați cu libertate, nu știm cât va ține, și nu se plânge nimeni de persecuție, de foame și așa mai departe. Merită Dumnezeu din toată inima să-L onorăm și să spunem ca binecuvântat să fie numele Său. Amin. Îl onorăm pe Domnul Iisus care este prezent în mijlocul nostru și aș vrea să știți că este oaspetele cel mai mare din seara aceasta. Domnul Iisus este și în prezența unui rege nu este bine să fii trist. Faptul că ești apăsat, pare că nu crezi că El este aici. Și El este aici, ca promis, prin cuvânt, lăudat să fie numele Său. Pentru că timpul trece, aș vrea să intru în... Până a spus fratele textul, mă gândeam la alt text. Dar când a citat de unde s-a citit, rămân la acest text din Efeseni, care aș vrea să vă spun niște lucruri care trebuiesc cunoscute despre textul acesta, care vizează o lucrare deosebită, cunoscută mai mult sau mai puțin de credincioșii din zilele noastre. Se numește Taina lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că textul chiar așa începe. Apostolul Pavel ia la cunoștință despre o taină a lui Dumnezeu, care, o să ne uităm așa, fugitiv, este Hristos. Și ne ducem la Coloseni, la capitolul 2, cu versetul 2, să știm că este Hristos și rezultă chiar și din textul nostru, 3 cu 4. Deci Coloseni, capitolul 2 cu 2, spune așa, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății, de pricepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, frați și surori, e o învățătură foarte adâncă ceea ce s-a citit aici. Dumnezeu din veșnicie a avut un secret care l-a ținut ascuns în Noul Testament. Nu veți auzi și n-am citit niciodată în Vechiul Testament de cuvântul Hristos, cuvântul Evanghelie și cuvântul Biserică. Acestea compun taina lui Dumnezeu sau planul, așa cum este scris în textul nostru, uitați-vă, planul pe care, 3:11, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru, lăudat să fie numele Său. Și acum aș vrea să le luăm pe rând, nu știu în ce măsură vom reuși să o facem, taina lui Hristos este ceea ce în seara aceasta putem lua la cunoștință că nu s-a citit și nu se cunoaște numele acesta de Hristos sau de Iisus, nu este în Vechiul Testament. Dar Dumnezeu a ținut aceste lucruri și le-a descoperit dintr-o dată. Uitați-vă, Apostolul Pavel are acces. Are acces la aceste lucruri și ia la cunoștință despre această taină numită Hristos. Aș vrea să vă spun, frați și surori, că noi suntem confruntați cu oamenii în fiecare zi. Vremea aceasta pe care o trăim noi se numește vremea Harului. Dacă vrem să nu ne pară rău că am pierdut timpul cel mai prețios, numit vreme de Har, să nu uităm că avem de făcut un lucru. Trebuie să-L vestim pe Domnul Iisus Hristos oamenilor, ca fiind singurul Mântuitor. Să nu uitați, nu spunem și nu vom spune biserici sau titluri sau confesiuni că oamenii fug de lucrurile acestea. Chemăm oamenii la Cel care mântuiește cu adevărat și este Domnul Iisus. În felul acesta, să nu uitați, vom avea binecuvântare în lucrarea noastră care trebuie să o facem vestind această taină. Și vreau să știm clar de ce spune Apostolul aici la versetul 3, prin descoperire dumnezească am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Și taina este încorporarea neamurilor în biserică.
Este de maximă importanță să știm că nu sunt două popoare. Toți cred acum că sunt două popoare, că Domnul vine odată pentru biserică, că Domnul vine odată pentru Israel, că o înviere la biserică și o înviere la Israel. Nu uitați, Biblia nu vorbește de așa ceva. Vorbește și uitați-vă ce vorbește Biblia. Ne ducem așa pe fugă și ne uităm la Exod, capitolul 19, cu versetul 4 și 5. Acolo le spune Dumnezeu la evrei în felul acesta. Ia uitați-vă ce le spune. Zice, ați văzut cum ce-am făcut Egiptului, cum v-am purtat. Versetul 5 spune în continuare. Acum, dacă, atenție, condiționat, dacă veți asculta de glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Și auziți, îmi veți fi 6. O împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune cu copiilor lui Israel. Să mai trecem să arătăm că nu au respectat această condiție. Nu au respectat-o. Și uitați-vă ce găsim scris la Fapte, capitolul 15, versetul 14. Dumnezeu și-a întors privirile spre neamuri ca să-și aleagă un popor care să-i poarte ce? Uitați-vă numele. Și acum uitați-vă cine este biserica adevărată, cine este poporul lui Dumnezeu. Uitați-vă cine este poporul lui Dumnezeu. Găsim în Galateni, capitolul 3, cu versetul 27, ceva foarte interesant. Uitați-vă ce spune acolo. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos și versetul 28 continuă, nu mai este nici iudeu, auziți, nici grec, nici iudeu, nu mai este nici rob, nici slobo, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos, Iisus slăvit să fie numele Său. Și acum uitați-vă, fraților, cine sunt preoți? Auziți, îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Ne ducem la 1 Petru, capitolul 2, versetul 5 și versetul 9 și 10. Și auziți ce e interesant. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, la versetul 9 spune, și ca niște, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, voi care? Neamurile, noi. Auziți, fraților, ne dăm seama ce cuvinte citim aici. Și uitați-vă la versetul 10. Voi care odinioară nu erați un popor, că nu vorbește de evrei aici, vorbește de neamuri. Voi care odinioară nu erați un popor, dar acum ce suntem? Ce sunteți? Auziți, poporul lui Dumnezeu. Și dacă suntem poporul lui Dumnezeu, suntem chemați să vestim această taină a lui Dumnezeu care se va sfârși la trâmbița a șaptea. Și vreau să știți că după trâmbița a șaptea nu mai este nicio mântuire, pentru că taina lui Dumnezeu vizează vremea de har, de îndurare, de mântuire. Și mergem la cealaltă taină care este taina Evangheliei. Și taina Evangheliei, despre ea vorbește Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetul 19. Și ne uităm la taina Evangheliei. Uitați-vă ce spune. Apostolul Pavel cere să se roage, este contextul. Pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu îndrăzneală ce? Taina Evangheliei, frați și surori. Evanghelia are o definiție. Este scris în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 3 și 4. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, v-am învățat, uitați-vă, partea finală și versetul 4, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și auziți ce trebuie să facem în vremea aceasta scurtă care ne-a mai rămas. Să vestim taina Evangheliei cu 7 teme. Prima și cea mai importantă este taina lui Dumnezeu, care deja o avem aici. Deja am citit despre ea. Am citit și la Coloseni, la capitolul 2 cu 2, la capitolul 4 cu 2, că este taina lui Dumnezeu. Uitați-vă, 2 cu 2, am citit că este taina lui Dumnezeu. Taina lui Hristos, Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului Iisus. Și este scris în Efeseni, capitolul 1, versetul tot în această epistolă, 13, spune și voi după ce ați auzit cuvântul, uitați-vă adevărului, în paranteză, Evanghelia mântuirii. Mai departe, ați crezut în El și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt. Evanghelia mântuirii, Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos. Mergem mai departe, Evanghelia Harului. Știați că noi suntem în vremea în care oamenii trebuie să audă Evanghelia Harului.
Uitați-vă Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 20 cu versetul 24. Are două țeluri pe care le vizează. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie, uitați-vă ce, calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia a cui? Evanghelia Harului, frați și surori. Har înseamnă dar nemeritat, milă, este îndurare. Ca să vă spun când se va închide acest har, este scris la Apocalipsa, capitolul 10, versetul 5, 6, 7 mai exact. Acolo arată despre un înger care este cu un picior pe pământ, cu unul pe mare și spune așa, îngerul acesta, în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună. Deci vremea Harului s-a dus, frați și surori. Oamenii vor bate la ușile închise, să nu uitați, așa va fi. Pentru că vremea Harului s-a dus. Și uitați-vă la 15 cu 8, arată când se ia mila sau harul de pe pământ, cum arată lumea. Uitați-vă planeta aceasta ce va urma să experimenteze. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui și nimeni nu putea să intre în templu până nu se vor sfârși ce? Cele șapte urgii. Acum, frați și surori, în templu este Hristos care este mare preot, este milă, este îndurare. Poți veni la El, poți primi iertare, poți să-L accepți ca Domn și Mântuitor, dar vine o vreme, dragii noștri, că nu va mai fi milă. Și dacă citiți în continuare, veți vedea cum arată planeta când lipsește mila lui Dumnezeu. Evanghelia Harului, Evanghelia Slavei este altă temă care este scrisă în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 11. Să nu uitați, și chiar aici, în textul nostru, spune slava pe care trebuie să o aibă Dumnezeu în biserică. Așa, ia uitați-vă, potrivit cu Evanghelia, slavii cui? Fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie, spune Apostolul Pavel. Nu este slava omului, nu trebuie să, auziți, e cea mai mare jale să-ți asumi slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Uitați-vă cei care caută slavă în zilele noastre, care este poziția lor înaintea lui Dumnezeu. Este scris în Luca, capitolul 16, versetul 18, partea finală. Spune așa, nu, cred că 16 sau 18 cu 6, trebuie să mă uit mai exact, așa, e un text foarte interesant de care trebuie să ia la cunoștință toți cei care lucrează în biserică, care lucrează peste tot. Este de mare importanță să se cunoască. Da, este versetul acesta de care noi trebuie să știm și anume, versetul 16 cu 15, am rectificat, spune așa. Căci tot ce este înălțat, uitați-vă, înaintea oamenilor este ce? O urăciune înaintea lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze pe toți cei care cântă, amin? Amin? Pe toți cei care vestesc Evanghelia, pe toți cei care fac o slujire în vremea aceasta, care pun numărul la carul Evangheliei. Și să nu uite care este motivația, pentru ce cânți, pentru ce reciți, pentru ce predici, pentru ce faci ce faci. Care este motivația? Și ne ducem la Filipeni, capitolul 1, și găsim scris acolo câteva lucruri foarte interesante, la 1 cu 15. Se poate face lucrarea aceasta din câteva motivații. Uitați-vă ce spune la Filipeni 1 cu 15. Spune cuvântul Domnului, din invidie, din duc de ceartă, dar uitați-vă alții, din bună voință, și spune aceștia din urmă care lucrează din dragoste. Și uitați-vă ce spune la Filipeni, capitolul 2, cu versetul 2 și 3. 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, să nu furăm slava lui Dumnezeu. Domnul merită toată slava, slăvit să fie numele Său. Evanghelia păcii. Uitați-vă, este scris despre Evanghelia aceasta în Fapte, capitolul 10, versetul 36. Și citim și aici la Efeseni cum s-a înlăturat zidul.
Evanghelia păcii prin Iisus Hristos. Și spune aici la Efeseni, din doi a făcut unul. Frate și soră, facem o mică paranteză aici. Suntem chemați să vestim o Evanghelie a păcii. Domnul să facă să se vadă pace în viață, la locul de muncă, la școală, pace în familie, pace între vecini, pace în țară și pace între țările acestea care sunt acum în conflict și numele Domnului să fie Cel care să aducă pace. Amin. Evanghelia păcii, și mai este, frați și surori, o temă, Evanghelia veșnică. Evanghelia veșnică de care vorbește Apocalipsa, capitolul 14, versetele 6 și 7. Îngerul acela care zboară prin mijlocul cerului, uitați-vă, are o Evanghelie veșnică care, uitați-vă ce conținut are, să o vestească oricărui neam, și la versetul 7 spune, el zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Iată câteva lucruri care le-am aflat despre taina aceasta. Israelul este încorporat, auziți, împreună cu noi și formează un singur popor compus din evrei și din neamuri sau dintre neamuri și evrei care cred în Domnul Iisus Hristos. Aceasta este realitatea, că iudeul nu e cel care se coboară. Noi găsim foarte multe texte care arată foarte clar. Dar acum nu înseamnă că Dumnezeu i-a lepădat, să fim foarte sinceri. Dumnezeu îi iubește, Dumnezeu așteaptă să se întoarcă, Dumnezeu își duce planul la îndeplinire cu ei, dar nu există mântuire în afara lui Hristos, trebuie să le spunem. Când eram în Israel, un frate de acolo, eu îl predicam, eram acolo la o biserică din, cred că Ashkelon, și eram mai așa, mai cu finețe, că era la căști acolo multe naționalități care ascultau, și fratele păstor mesianic zice, spune clar să audă toți că nu există mântuire în afara Domnului Iisus, Adon Yeshua HaMashiach, cum îi spune în limba ebraică. Și mi-am revenit și am primit curaj și am vestit mai departe, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, uitați-vă, aceasta este ceea ce spune cuvântul Domnului în seara aceasta. Ce trebuie să facem noi? Uitați-vă ce trebuie să facem noi. Suntem chemați să fim administratori, partea aplicativă a acestei taine. Și uitați-vă ce spune aici, la versetul 8, versetul 9 mai bine, spune așa. Și să pună în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia sau administrarea acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Și auziți, toate domniile mai departe, o altă lucrare și o altă parte aplicativă pe care trebuie să o facem. Toate domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică ce? Înțelepciunea nespus de felurita cui, frați și surori? A lui Dumnezeu. Și auziți un verset aici care spune și mai important, versetul acesta chiar impresionează, uitați-vă ce spune mai departe, zice așa, iată de ce zic, versetul 14, îmi plec genunchiul, uitați-vă ce lucrare deosebită găsim aici în textul nostru, îmi plec genunchiul, și a fost citit și la versetul 12, în El, în Domnul Iisus, avem prin credința în Domnul Iisus ce? Libertatea. Și ce mai avem, frați și surori? Și, uitați-vă, apropierea de cine? De Dumnezeu, cu încredere. Doamne, ajută-ne! Să nu uitați că la început Dumnezeu s-a apropiat de om după ce s-au separat din grădina Edenului, după ce s-a interpus zidul, după ce a apărut pedeapsa, că Dumnezeu e drept. Evanghelia a venit cu vestea aceasta bună. Pe de o parte este tensiunea aceasta între dreptatea lui Dumnezeu care pedepsește păcatul și dragostea lui care l-a trimis și l-a sacrificat chiar pe Domnul Iisus ca să putem fi iertați și mântuiți. Aceasta e Evanghelia Harului, slăvit să fie Domnul. Și acum, dacă tot am ajuns aici, uitați-vă, tot mai aproape, a început omul să se apropie de Dumnezeu, dar și Dumnezeu de om. Când era pe muntele Sinai, era o distanță bunicică, le-a spus, nu vă apropiați, că e pericol. După aceea a venit în cortul întâlnirii. De la Sfânta Sfintelor la cel care era afară, erau 23 de metri. Dar acum, frați și surori, cine este templul lui Dumnezeu? Voi sunteți ce? Templul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune ceva frumos în Ioan capitolul 14 cu versetul 23. Uitați-vă ce frumos scrie acolo. Ioan 14 cu versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi ce?
cuvântul meu. Noi vom veni la El și vom locui cu Tatăl meu, îl va iubi. Unde este Domnul acum, frați și surori? Unde este? Este în inimile noastre. Dacă l-am acceptat, numele Domnului să fie binecuvântat. Frați și surori, acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le cunoaștem. Putem să mergem mai departe, dar știu foarte bine, am spus cuiva de aici, când vin aici, de la Vicov, și zice, ai grijă să nu treci de 8, că la Vicov, zice, nu-i ca la în altă parte. Și am zis că respect, pentru că cunosc foarte bine. Fraților, este o vreme, acum vă spun numai o mică paranteză, dacă tot a venit vorba de război, avem un frate slujitor în sudul Ucrainei, în nordul Mării Negre, și mi-a spus că are un frate pastor în Harkiv, cum îi spune așa rușii, pe rusește, e Harkiv, Harkiv, pe ucrainește. Nu veneau marța credincioșii, nu veneau joia și nu veneau nici duminica cei mai mulți. Și auziți, acum îl sună, speriază, zice, frate, nu faceți adunare, frate, ne dor să ne adunăm, ne dor, nu că vrem să-i criticăm, că nici noi nu suntem mai buni. Dar uitați-vă cum nu prețuiesc oamenii momentele de har și de libertate. Și oamenii prețuiesc ceva că nu mai iau, să nu uitați, că nu mai iau atunci prețuiesc, dar e cam târziu de cele mai multe ori. Frați și surori, în final sunt multe alte lucruri de spus, mă opresc aici și aș vrea să nu uităm. Ne ducem și recapitulăm. Am aflat de taina aceasta, se sfârșește la trâmbița a șaptea. Să nu uitați ce se va întâmpla. Venirea Domnului Iisus, uitați-vă 11 cu 15 Apocalipsa. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și am auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Tatălui și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Atunci, frați și surori, va fi prea târziu. Cei care cred că după răpirea bisericii vor mai avea a doua șansă, se înșeală. Nu. Acum este a doua șansă. Acum, dacă vrem să fim cu Domnul, Domnul ne cheamă în seara aceasta să ne rezolvăm toate problemele, să nu uităm, să cunoaștem, să învățăm, să citim tot ce trebuie de rezolvat, să mărturisim, să părăsim și să ne întoarcem cu toții la Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să binecuvinteze aceste voci frumoase care cântă așa de frumos corul acesta, să spunem amin. Să binecuvânteze copilașii, să binecuvânteze toate grupurile, toate, cum spunem noi, mai noi în termeni aceștia, modern, formațiile muzicale se mai obișnuiește. În realitate trebuie să știm că toți suntem leviți, toți trebuie să lăudăm pe Domnul și Domnul să primească lauda, gloria, cinstea și puterea că o merită în vecii vecilor. Amin.